Problemele legate de furnizarea apei în zona Târgu Neamț nu contenesc să apară zilnic, fiind anunțate sistere ale apei potabile în mai multe localități din zona menționată. Pentru aceste întreruperi, oamenii au și ieșit în stradă, și nu doar odată. Aflăm din spațiul public că, în acest context, primarul orașului Târgu Neamț, Vasilică Harpa, a solicitat guvernului Ciolacu să ia în calcul posibilitatea acordării unei finanțări din fonduri de urgență menite să îmbunătățească rețeaua de apă din zona pe care o conduce. În acest sens, ne aducem aminte că și în zona Romanului au fost probleme mari legate de apa furnizată cu Porția sau de avarii care apăreau zilnic și lăsau romașcanii fără apă la robinete. Și cel mai probabil aceste probleme nu se vor sfârși prea curând, atât timp cât rețeaua este aceeași de 10 de ani. Dacă acești bani din fondul de urgență vin și vin pentru aceste proiecte de a rezolva situația apei de acolo, că vorbim despre niște puțuri care nu mai funcționează în parametri, a fost secetă, probabil că sunt și colmatate și noi am avut problema aceasta în trecut. Cam care credeți? Și o mai avem, nu vă gândiți că s-a rezolvat, s-a făcut ceva. Poate credeți că s-ar ridica frustrarea romașcanilor văzând că și noi am cerut atâta vreme, au fost și proteste, au fost și, nu știu dacă vreți, anumite mișcări mai mult în mediul online, din păcate. Sau și în mediul online și fizic, pentru că dacă vă aduceți aminte, acum aproape un an am mers chiar la Piatra Neamț în fața companiei pentru a transmite atât supărarea cât și disperarea. Și foarte multe demersuri nu au fost. Acum, dumneavoastră mergeți pe calea aceasta, prin ADI Aqua, prin companie, prin Consiliul Județean, pentru că este drept, așa. Și Consiliul Local, așa cum am spus. Cum ați menționat, este o companie care este în subordinea acestei entități și, mă rog, așteptăm să facă ceva. Dar vedem că în timp ce noi așteptăm, alți primari, în speță, dându-l de exemplu acum pe cel de Târgu Neamț, care, nu știu, pe linie politică sau nu știu pe ce considerente, cere totuși niște bani pentru a rezolva infrastructura de apă de pe zona Târgu Neamț. Acest lucru, asta vă spun, acest lucru îl facem și noi cu resurse proprii și aceste demersuri le-am făcut și noi cu caracter de repetitiv de fiecare dată când a fost o astfel de modificare de, sau de alocare de, din partea guvernului. Am primit zero, am investit. De asta vă spun, trebuie să avem și echitate și responsabilitate atunci când este vorba de un serviciu public care afectează întreaga populație a județului, Romanul și zona metropolitană, că aici vorbim de o aglomerare de zona Roman, cum se numește în termeni specifici ai acestui serviciu. De aceea cred eu că și am transmis această responsabilitate în principal către Consiliul Județean, pentru că ar trebui să fie un efort susținut pentru întreaga activitate la nivelul întregului județ, prioritizată și direcționate resurse în acest sens. Problema apei este, cred că, cea mai importantă problemă a orașului Roman. Este o problematică cu care discutăm permanent cu cei de la investiții, cu cei de la monitorizare. Avem permanent schimburi, somații, chiar avertizări pe care le-am făcut companiei, anumite demersuri și propuneri, anumite lucruri pe care le discutăm cu privire la caracterul și modul intervențiilor care ar trebui să facă cu periodicitate, cu ritmicitate. Faptul că avem nevoie să se facă anumite lucrări în perioadele care ne interesează pentru a putea continua și noi programul investițional. Sunt foarte multe lucruri pe care le avem tot timpul în atenție, doar că, din păcate, nu se întâmplă lucrurile în ritmul și cu frecvența și cu volumul care ne-am dorit. Reamintim faptul că finanțarea prin POIM nu rezolvă problema conductelor vechi din zona Romanului în proiectul de pe zona noastră, fiind prevăzute alte investiții decât cele care vizează înlocuirea rețelei vechi cu una nouă.